Două noi nave de patrulare și supraveghere maritimă, construite în șantierul naval Damengalați, au intrat recent în serviciul Poliției de Frontieră din România. Ambarcațiunile, în valoare de 26 de milioane de euro, au fost realizate cu fonduri europene și vor intra în dotarea gărzii de coastă. Ceremonialul de intrare în serviciu și acordarea a pavilionului pentru cele două nave s-a desfășurat în portul Constanța, în prezența inspectorului general al Poliției de Frontieră Române, chestorul de poliție Victor Ștefan Ivașcu. Acesta a precizat că navele vor conferi gărzii de coastă o mobilitate sporită și vor fi folosite pentru supravegherea multifuncțională a zonei de competență de la Marea Neagră. Acest lucru presupune acoperirea unui spațiu maritim de circa 20.000 de kilometri pătrați, constând în ape maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă și zona economică exclusivă. Navele pot efectua misiuni de 3 zile pe mare, în condiții de furtună, cu valuri de până la 4 metri înălțime. În plus, navele pot parcurge distanțe de până la 600 de mile marine și pot primi fiecare câte 80 de persoane la o misiune de salvare pe mare.